Welcome to Frățica's Country. We speak English because... Of course, English... language... yes. I will start to go to my home and put, descend the road 2 years here. Good? La Dracu... Există un motiv bine întemeiat pentru care au început în limba engleză. Ce s-a întâmplat în ultima vreme? Asta. Romania, please. Your Excellencies, it is my honor to take part in this ministerial roundtable on this very important topic of informal and non-standard work in order to identify policies that effectively support women's economic empowerment. Yes, the documentation of the political document was very well documented, yes. In our view, it is necessary to promote a gender perspective and address several key policies. Știu că vă gândiți la fel cum m-am gândit și eu. Niciun oficial român n-ar putea vorbi limba engleză mai rău ca Neanelu. I think, first of all, this political confrontation, the elections, is a fifth one after the revolution, after 15 years. So I think there is, first of all, the sign of the normality. Sau ca Ion Ginga, fost ambasador al României în Marea Britanie. I believe the British people deserve to get proper, fair and accurate information. Nu știu, v-am mai spus unde era nenea ăsta ambasador al României? Marea Britanie. Da, v-am zis. Ok. Romanian companies have not broken any European rule. Sau ca Boring. I'm so tired, boring, and I'm afraid to get outside. Sau ca domnul șofer pe persoană fizică. I represent Romania. I like football, I like motocicli, to be the best. Sau ca marinarul. The life of the Occidental peoples without of having performances, but we put Romania back in track, the eșec of our policy is guaranteed. Dar cum spune un celebru clasic în viață, ghinion. Ghinion. Craiolguța vine să ne spulbere tot ce știam noi despre limba engleză, orice mit, ba chiar o reinventează. We must provide support measures aimed at reconciling work and family. Cum ajung oameni din ăștia să ne hotărască nouă destinele? Păi, e simplu. I-am cam votat. Și acum că i-am cam votat, trebuie să ciocul mic să tăcem din gură 4 ani. Asta este. Cum de ajung ei să fie votați în continuare? Pentru că încă există oameni care pun botul la așa ceva. Cumpărați, dragii mei, această telecomandă a fost sfințită în urmă cu 2 minute, Doamne ajută! Cumpărați chiar acum această hârtie igienică ce mi-a fost în ghiozdanul cu care am fost la Arsenie Boca! Încă nu a fost sfințită, dar urmează mai târziu. It is one of the main avenues of combating gender stereotypes that restrict the opportunity of choosing their studies and their professions. În tot acest timp, în alte țări teoretic mai civilizate decât România, cam prin Parlamentul European, se găsește un nene cu 2 perechi de momițe să vorbească despre femei. And of course women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less, that's all. Dragă boule, este ca și cum ai spune că sclavagismul este ok atâta timp cât îl lași pe negru să doarmă în casă. Dar să ne mai calmăm puțin, să ne mai răcorim... Și dacă cumva aveam impresia că la noi, la cei civilizați, e rău, ia priviți aici.
Here are the five that rose to the top. The nominees for Best Foreign Language Film. This year, over 80 different nations submitted films to... Așa a difuzat televiziunea iraniană momentul în care un regizor iranian pe nume Asghar Farhadi a luat Oscarul pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Vă dați seama ce graficieni sunt la televiziunea iraniană? De unde, domnule, acest zeu al Photoshop-ului? De unde acest Dumnezeu al CGI-ului? Știu că nu vă dați seama, dar prin geniul meu, iată, în acest moment eu sunt dezbrăcat. Dar voi nu puteți vedea pentru că eu am mascat prin... Iată, deci... Iranienii, desigur, au cenzurat momentul pe Șestache pentru că, de fapt, Charlize Theron arăta așa. Însă cel mai șocant moment de la Oscaruri nu a fost nici măcar decernarea greșită a marelui premiu, ci au fost aplauzele lui Nicole Kidman. What? Cum? De ce? De ce, doamne? Cine aplaudă așa, doamne? În fine, înțelegem că Nicole Kidman nu ar fi bună de tăietor de lemne pentru că probabil nu ar putea cuprinde coada toporului. Între timp, în țara în care femeia este egală cu bărbatul, vine domnul șofer și zice că suntem proști. Avalanșa de inepție este inepuizabilă și mi-e foarte greu să tot găsesc argumente, să tot explic de ce oamenii sunt fie foarte proști, fie foarte ticăloși. O, mulțumim de compliment! Lăsați! De exemplu, eu nu cred că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat, în condiții de igrasie, de igienă precară și așa mai departe. Stop! Deci cum? De exemplu, eu nu cred că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat, în condiții de igrasie, de igienă precară și așa mai departe. Nu, într-adevăr, stimate domni, ei ar trebui să stea pe o plajă să-și execute pedeapsa cu un cocktail cu umbreluță, dacă se poate, cu niște fetițe, niște delfini lângă. De exemplu, eu nu cred că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat, în condiții de igrasie, de igienă precară și așa mai departe. Păi nu, asta este de fapt ideea unei pedepse? Și cu toate astea, în România, pare că cei care stau prin spitale execută o pedeapsă, dacă e să luăm în considerare condițiile de trai de acolo. Totul pentru ca o săptămână mai târziu să-l găsim pe domnul șofer în poziția asta. Am avut doar eu o discuție cu domnul Șerban Nicolae și astăzi și zilele trecute și aștept decizia dumnealui. Poziția mea politică și publică a fost foarte clară. Ia priviți voi cum stă el cu minte în spate, ca un copilaș care tocmai a fost urecheat de părintele mustăcios și dus în fața clasei să-și ceară scuze. Da, am vorbit cu el și a promis că nu mai face, așa-i? Da, promit că nu mai fac. Din punctul meu de vedere pot să renunț oricând la... aceste amendamente dacă ele nu au susținerea necesară, pentru că n-am să fac opinie separată față de colegii din Parlament. Deci nici nu știu ce e mai rău. Faptul că Olguța vorbește atât de bine limba engleză sau faptul că tocmai am descoperit că Șerban Nicolae este un copil căruia i s-au dat pe mână niște arme letale și el nu știe să le folosească. Dacă lucrurile merg așa cum merg, măcar de muzică bună să ne bucurăm. După cum vă spuneam și ediția precedentă, luna mai ne aduce pe Dream Theater în România. Concertul de pe 19 mai va avea loc la Cluj-Napoca pe Cluj Arena până la urmă, iar pe 20 mai Dream Theater vor fi la Arenele Romane din București. Mai sunt foarte puține bilete Platinum, bilete care vă pot aduce un meet and greet cu Petrucci, Mangini și tot restul trupei. Cei care aveți deja bilete Platinum, mai aveți o săptămână să vă înscrieți acest bilet în Dream Theater Platinum Hall of Fame, pentru că în ediția viitoare vom face și extragerile pentru cele 10 VIP pass-uri meet and greet pentru fiecare concert. Se pare că vom face puțin mai devreme extragerea pentru Cluj, pentru că la Cluj sunt aproape toate biletele Platinum vândute, așa că bucureșteni sau cei care vreți să mergeți la concertul din București, mișcați-vă! Despre cum vă mai puteți încă lua bilete sau cei care aveți deja bilete, cum puteți să intrați în concurs,
Aflați toate detaliile în descrierea linkului aici mai jos. Succes tuturor și ne vedem la Dream Theater! În altă ordine de idei, ne vedem săptămâna viitoare la Snowfest în Les Deux Alpes, Franța, unde împreună cu 3000 de români vom avea parte de concerte, zăpadă, subcarpați, vița de vie, Golan, Byron... Oare am uitat pe cineva? Ah, da, și încă vreo câteva zeci de trupe românești și DJ, plus niște stand-up comedy. Acestea fiind spuse, vă salut, vă pup pe toți, mulțumesc pentru atenție. Nu știu, v-am arătat cum aplaudă Nicole Kidman? Da. Mulțumesc foarte mult. La revedere pe data viitoare.